În anul 2017, primăriile din județ au emis 10 de acte administrative nelegale. De verificarea acestora s-a ocupat instituția prefectului județului Sălaj, care a acționat în contencios administrativ un număr de 74 de astfel de hotărâri. În cadrul ședinței Colegiului Prefectural aferentă lunii februarie, ce a avut loc astăzi la sediul instituției, a fost prezentat raportul de activitate pe anul 2017 al instituției prefectului. În acest context, Mircea Ciocean, șeful Serviciului Management Instituțional, a punctat și aspectele ce țin de emiterea actelor administrative de către primăriile din județ. În ceea ce înseamnă activitatea de control a legalității actelor administrative, totul o activitate a serviciului juridic. Ei au verificat un număr de 4500 de hotărâri ale consiliilor locale. Toate hotărârile pe care le adoptă consiliile locale le transmit către instituția prefectului pentru verificare și control legalitate și respectiv au fost verificate 22.000 de dispoziții emise de primarii comunelor, orașelor și municipiului Zalău. În urma verificărilor, un număr de 86 de acte administrative au fost considerate nelegale. Aici s-au întocmit procedurile prealabile. 12 din ele au fost retrase de către emitenți, iar pentru 74 a fost necesară promovarea acțiunii în contencios administrativ. În anul 2017 au fost verificate proiectele bugetare și situațiile financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului.